Lucrurile se mișcă din loc, dar nu așa cum trebuie. După ce recent a semnalat o serie de nereguli în mai multe grădinițe din capitală, astăzi președintele Asociației SOS Minor, Eugen Balțat, spune că acestea au început să fie rezolvate doar că pe jumătate. Mai exact, pavilioanele de la o grădiniță din sectorul central, ale căror acoperișuri stau să se dărâme, au fost reparate superficial, fiind cheltuite aproximativ 105.000 lei. În această ordine de idei, Balțat le sugerează agenților economici care participă la tendere să nu mai facă odată ce nu dețin competențele necesare de a face lucrări calitative. Voi сейчас можете наблюдать картину хорошей идеи при плохом исполнении. Вот эта детская площадка, она стоит 105 тысяч лей. За 105 тысяч лей они взяли такую некачественную продукцию, поставили нашим детям. Это просто, я считаю, что издевательство. Вы можете наблюдать там с шурубами, со всеми этими ситуациями по технике безопасности, анти ударной сферы, да, когда детям надо обезопасить детей, а тут экономят на каждом этом метре. O altă problemă rezolvată doar la suprafață este cea a geamurilor instalate recent în grădinițe. Pentru înlăturarea găurilor care fac în așa fel încât vântul să sufle și pe timp de vară în instituții, a fost folosită vată minerală și nu materiale pe bază de nanotehnologie, așa cum ar trebui să fie, potrivit lui Balțat. Почему не ставится по технологическим нормам откосы не делаются минеральной ватой? С 2014 года был принят закон о строительных нормах по СНИПу, по ГОСТу, по откосам, по утеплению, по эффективности теплоизоляции зданий. Мы за нанотехнологичные материалы, использование вообще в строительстве в городе Кишиневе. Мы хотим из города сделать белый город и предлагаем хорошие, грамотные, практичные конструктивные идеи, которые не сильно дорого стоят, надо просто немножко подумать головой и начать ее взять делать золотыми руками. Asociația SOS Minor continuă să tragă un semnal de alarmă, sugerându-le celor care administrează banii publici ca aceștia să fie administrați și cheltuiți în mod rațional. El spune că de starea în care au ajuns mai multe grădinițe din capitală s-ar face vinovată Agenția Achiziții Publice, care încheie contracte cu diferite firme fără a se asigura de calitatea serviciilor pe care acestea le prestează.